Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare care și în seara aceasta sunteți în casa Domnului. Suntem aici prezenți prin mila și prin harul și prin îndurarea lui Dumnezeu. El este acela care, așa cum spunea Ieremia odinioară, încă o dată și-a înnoit bunătățile și îndurările față de noi. Și de aceea merită să lăudăm și să-L slăvim pe Cel ce este Dumnezeul nostru, pe Cel ce ne-a mântuit, pe Domnul nostru Iisus Hristos. Lui se cuvine toată slava, toată cinstea și gloria. A Domnului nostru și Mântuitorului nostru să fie lauda în veci. Amin. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Și haideți să cântăm o cântare care spune: Îndeajuns mi-e, Doamne, doar harul Tău. Te laud, Doamne, Te preamăresc. Îmi ridic spre Tine mâinile și Te slăvesc. Domnul să fie înălțat și în această seară, aici, în acest loc. El care merită să fie înălțat și merită să fie glorificat, El care nu își împarte slava cu nimeni, El care ne-a ales și pe noi să fim robii Săi, oameni care să îi ducem în lumea aceasta mărturia, pe pământul acesta să fim o mărturie spre slava Lui și spre gloria Lui. Și Domnul să binecuvinteze adunarea și pe fiecare care ați venit în această seară în casa Domnului. Să cântăm din toată inima cântare. Te laud, Doamne, Te preamăresc, Îmi ridic spre Tine mâinile și Te slăvesc, viața întreagă, Te voi lăuda. Cel ce își pune nădejdea și încrederea în Domnul, întotdeauna poate fi plin de bucurie și de încredere. Căci Dumnezeul nostru este un Dumnezeu viu și adevărat. Prin Iisus Hristos El ne-a dăruit mântuire.
Și suntem atât de bucuroși să știm că suntem copiii Lui. Și ne-a făcut și ne-a dat dreptul să ne numim copii ai Lui. Psalmistul și el era plin de bucurie. În Psalmul 55, psalmistul exclamă: veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre, să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântecele noastre în cinstea Lui, căci Domnul este un Dumnezeu mare, un împărat mai mare și mai presus de toți Dumnezeii. Lăudați să fie Domnul nostru! El este stânca mântuirii noastre. Și stânca-i stâncă. Stânca-i tare. Și noi avem pe Iisus, pe Domnul și Dumnezeul nostru, cu brațul Său puternic și cu mâna Lui binecuvântată, ne-a păzit și ne-a ocrotit până în ziua de astăzi. Prin mila și prin îndurarea Lui, ne-a dat dreptul și nouă să venim la mântuire. Și este și stânca mântuirii mele. Este și stânca mântuirii tale, Hristos. Dacă da, atunci suntem plini de încredere și de bucurie și putem cânta încă o cântare. Mântuire ni s-a dat fără nicio plată, prin Iisus crucificat fără nicio plată. Domnul să fie binecuvântat pentru că El așa a ales, așa a ales El, să nu trebuiască oamenii să plătească, că n-aveau ce plăti. Oamenii nu puteau plăti și n-am fi putut niciunul să ne plătim mântuirea. Suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu, prin îndurarea și prin mila Lui. Și nu putem să spunem niciunul că suntem unul mai presus de celălalt, ci toți avem parte de mila și de harul lui Dumnezeu. Și pentru asta merită să-i mulțumim și să-L lăudăm. Dacă-i stânca mântuirii tale, Hristos, fii plin de bucurie în această seară și laudă-L pe Domnul. Haideți să cântăm și această cântare și apoi ne vom uni cu toți într-o rugăciune și vom mulțumi pentru harul acesta pe care Domnul ni l-a făcut. Pentru harul acesta binecuvântat, că nu numai pentru viața aceasta suntem plini de bucurie, dar avem o nădejde vie, că urmează veșnicia și vom fi împreună cu Domnul o veșnicie. Lăudați să-i fie numele. Haideți să cântăm cântarea și apoi să mulțumim în rugăciune cu toți. S-a dat fără nicio plată, prin Iisus crucificat fără nicio plată. Doamne, Tu ești stânca mântuirii noastre. Și te lăudăm.
veniți. Ocupați locurile și haideți să cântăm o altă cântare. Cântarea spune: Te lăudăm pe tine, Domnul nostru mare. Te lăudăm pe tine, Dumnezeu preasfânt. Să aducem laudele noastre și mulțumirile noastre înaintea lui Dumnezeu și să nu ni se pară greu niciodată lucrul acesta. Pentru că Domnul este acela care spune că se coboară în mijlocul laudelor copiilor săi. Și Domnul să cerceteze și în această seară inimile noastre, a fiecăruia, și să răspundă la rugăciunile pe care le înălțăm. Haideți să cântăm cântarea aceasta și apoi fratele Valentin ne va da următorul îndemn la rugăciune. Te lăudăm pe tine, Domnul nostru mare, te lăudăm pe tine, Dumnezeu preasfânt. Te lăudăm seriți prin viață și cântare, te lăudăm orbișorul de nepătrânt. Slavă sfântă oștire de Iisus, ție pe preasfântul Iisus. Durare de noi și pe fiecare dintre noi ne-a scos din mocirlă și prin harul Lui ne-a așezat picioarele pe stâncă, slăvit să fie numele Lui. Eu nu-i mulțumesc Lui Dumnezeu că și-a arătat mila și îndurarea față de mine și rog ca în continuare să-și facă lucrarea în viața mea și fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare în felul acesta, să lucreze până la capăt, pentru că El este credincios, ceea ce a început în noi va duce la bun sfârșit, slăvit să fie Domnul. Aș vrea în seara aceasta să-L rugăm pe Dumnezeu să ne întărească în nădejdea pe care o avem, să fim tari în nădejde, să fim de neclintiți, să putem să mergem până la capăt și nimic din ceea ce vine din lumea aceasta să nu ne clintească de pe calea aceasta pe care Domnul Iisus Hristos ne-a deschis-o, să fim tari în Domnul, amin? Pentru asta vreau eu să ne rugăm, pentru că, vedeți, cel rău știe că nu mai este multă vreme și caută prin tot felul de mijloace ca să ne atragă de pe calea lui Dumnezeu. Fie că ne dă prea mult de lucru, fie că ne atrage atenția prin tot felul de activități, care nu neapărat că sunt păcătoase, dar care ne fură timpul, să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să fim treji, să nu fim captați de alte lucruri, pentru că am observat în viața mea că ori de câte ori
m-am axat pe lucruri care trebuie să le fac mai mult decât a trebuit. Am văzut că a venit îngrijorare, a venit apăsare peste viața mea și n-am putut să-mi găsesc bucuria în Domnul. Dar când m-am dezlipit total de orice plan al meu, de orice gândire de-a mea, am văzut cum Dumnezeu a putut să aducă eliberare, când am stat în părtășie cu El, în rugăciune, când am putut veni la adunare, Dumnezeu m-a binecuvântat și mi-a dat bucurie în suflet, pace în El, odihnă, și Dumnezeu să ne dea odihnă, pentru că de asta văd că este nevoie. Aș vrea să privim puțin la Avram și să vedem cum el a nădăjduit în Dumnezeu împotriva oricărei nădejdi. Chiar dacă lucrurile erau potrivnice, chiar dacă tot ceea ce era atunci era greu să crezi, și totuși Dumnezeu a făgăduit că din Sara, că Sara va naște un fiu și apoi va fi tatăl multor neamuri. Și știm cu toții pasajul acela din Geneza, când din nou îi făgăduiește Dumnezeu lucrul acesta lui Avram, și Avram se pleacă și râde și zice, da, se poate, eu aproape 100, Sara 90, să trăiască Ismail înaintea ta. Și Dumnezeu din nou îi spune, nu, din Sara se va naște un fiu, se va naște un fiu. Dumnezeu ce făgăduiește poate să se împlinească. Și aș vrea să privim în această seară felul cum Dumnezeu l-a binecuvântat pe Avram și ceea ce spune despre Avram și despre credința lui Avram. Și Dumnezeu poate să spună la fel și despre noi, pentru că spune în felul următor, de aceea credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Care credință? Că l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Avram l-a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Și dacă noi îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt, ceea ce spune El, dacă noi îl credem, știți ce spune Scriptura? Că nu numai pentru El este scris că i-a fost socotită ca neprihănire, ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă, celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Dacă noi îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt, dacă nu ne îndoim deloc din ceea ce ne spune Dumnezeu, Dumnezeu, această credință, ne va socoti ca și neprihănire. Și nouă, este scris și pentru noi. Cheia unde-i? Să nu ne îndoim de ceea ce Dumnezeu ne făgăduiește. Când vine îndoiala, practic, am auzit de atâtea ori, când e îndoială, când nu crezi ce făgăduiește Dumnezeu, nu-L crezi pe Dumnezeu, adică ce-a spus Dumnezeu nu e adevărat, nu? Când nu crezi, dacă fratele nu ți-mi spune, vin și-ți fac cu tare lucru acasă. Păi, dacă nu-L cred, înseamnă că mă minți, nu? Dacă eu nu cred. Eu cred că ceea ce spune El nu e adevărat, că mă mințește. La fel și cu Dumnezeu, dacă Dumnezeu ne-a promis că ne va însoți până la capăt pe această cale. Și vedeți, că știți fiecare din experiența pe care o aveți cu Domnul, că de atâtea ori vine îndoială. Vine îndoială. Ce e asta? E necredință. E necredință. Dar aș vrea în această seară să facem cum a făcut Avram. Spune că el nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit prin credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu. Întărit de credința lui, a dat slavă lui Dumnezeu. Pentru ce? Pentru că Dumnezeu ceea ce făgăduiește poate să se împlinească. Și Avram a avut aceste două mari experiențe. El a văzut că Dumnezeu cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Practic, nu se putea. Astăzi nu o să mai întâmple niciodată un bărbat de 100 de ani și o femeie de 90 de ani să mai nască femeia aceea. Nu se poate. Împotriva firii, împotriva naturii. Dar Avram a avut această experiență. A văzut că Dumnezeu cheamă din lucrurile care nu sunt și să se fac. Ăsta e Dumnezeul nostru, slavă Lui. Avram a avut această făgăduință, a avut această experiență și a mai avut și celălaltă experiență. El a văzut că Dumnezeu poate să învie din morți. Și când a fost chemat să-L aducă pe Isaac ca jertfă, Scriptura spune că practic ca și din morți L-a primit înapoi. Avram a avut această experiență, aceste două experiențe mari cu Dumnezeu. Și experiențele pe care Dumnezeu le lasă în viața noastră, să știți că nu sunt lăsate numai ca să ne pună în uimire și să zicem, vai, cât de frumos a lucrat Dumnezeu. Dacă numai atâta se întâmplă, atunci nu-i lucrarea dusă până la capăt. Când această experiență ne face să ne punem nădejdea mai tare în Dumnezeu, când ne face să fim mai tare în credință în Dumnezeu,
Asta e scopul, astea sunt scopurile lucrărilor lui Dumnezeu în viețile noastre. Să ne apropiem tot mai tare de El, să fim tot mai tari. Dacă nu ne întărim, dacă nu suntem pe moment uimiți, să știți că e ca și focul de paie. De moment. Dar dacă experiențele pe care le avem cu Dumnezeu, dacă când vedem lucrările Lui în viețile noastre, ne fac să fim tot mai tari, să fim tot mai tari în credință, tot mai tari în nădejde, atunci acele lucrări s-au făcut lucrarea în viețile noastre. Asta e scopul lucrărilor Dumnezeu în viețile noastre, să ne apropiem tot mai tare de El, să-L credem pe cuvânt. Și spune că această credință lui Avraam a fost socotită ca neprihănire. Și nu întâmplător este că în următorul capitol se începe cu acest verset minunat. Deci, fiindcă suntem socotiți, neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Să ai pace cu Dumnezeu. Vreau să vă spun că pentru mine am avut stări în care n-am avut ce mânca. Am avut stări în care am avut din belșug prea mult. Dar niciodată nu a fost acea împlinire sufletească decât când am știut că am făcut ceea ce Dumnezeu mi-a cerut. Atunci a fost cea mai mare liniște în inimă, cea mai mare liniște în viață, în suflet. Tot a fost bine. Că a fost una, când a fost alta, dar când a fost pace cu Dumnezeu, atunci să știți că m-am bucurat cel mai mult de viață. Și cred că așa e la fiecare. Și de ce? Pentru că noi suntem pecetluiți. Noi suntem ai lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu ne dă pace când nu suntem bine. Dumnezeu apasă cu mâna Lui ca să ne trezească, ca să ne facă să vedem că lucrurile nu sunt bune. Dumnezeu să ne ajute să ne apropiem tot mai tare de El și să fim tari în nădejde. Amin? Vreți lucrul acesta? Atunci haideți să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm și Dumnezeu să ne asculte. Amin.
Amin. Vă invit să ocupați locurile. Haideți să mai cântăm o cântare. Cântarea spune: îndreaptă-mi spre tine inima, chiar când durere voi avea la tine, sunt sigur pot găsi în orice vreme și în orice clipă numai bucurii. O să cântăm cântarea aceasta și apoi, pentru că în seara aceasta sunt mulți care vor să slujească, o să dăm loc celor care s-au pregătit să slujească. Haideți în timpul acestei cântări, ca să răscumpărăm vremea, să onorăm pe Domnul și cu darurile de bunăvoie. Pentru început o să ascultăm două cântări din partea mai multor familii care s-au grupat să cânte și apoi voi anunța și ce urmează.
25, de la 34 la 36. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți binecuvintații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeirea lumii, căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Amin. Prieten cu Iisus, nu uita, acum. Și Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi
să avem acea înțelepciune, să-L primim pe El, să umblăm cu El, să-L căutăm pe El zi de zi, în fiecare zi a vieții noastre, și în felul acesta vom auzi, așa cum Ștefan spunea versetele acelea frumoase, glasul lui Dumnezeu care ne va fi binevoitor: veniți binecuvântații Tatălui, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită. Acum să invit pe sora Vilma, are o poezie spre slava Domnului, și apoi surorile Ana și Maria vor lăuda pe Domnul cu o cântare. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului! Mergi, fiul meu, în pace, dar pe cale. Dreptar să-i cuvântul ce ți-l spun, să-ți faci din el merindea vieții tale, și pierna ta și prietenul tău bun. Nu-i rai atunci când ai de toate în viață, nici iad atunci când ești nenorocit. Nu întotdeauna lacrimi ai pe față, nici totdeauna zâmbet fericit. Adeseori e rău că-ți merge bine, și rare ori nu-i bine că-ți e rău, dar nu cârti, sunt mulți mai triști ca tine, iar mai voioși puțini în jurul tău. Fii prieten bun la cât mai mulți se poate, dar prieten bun cât mai puțin să-ți faci. Lui Dumnezeu tu spune-i-le toate, dar oamenilor toate să le taci. Dator îi faci pe toți față de tine, dar tu dator să nu fii nimănui. De taina lui ascultă-l pe oricine, dar taina ta la nimeni să n-o spui. Nu-ți dezlega viața de iubire, nici inima să nu ți-o legi de un loc. Noroc în lume e fără fericire și fericirea e fără de noroc. Mergi, fiul meu, în pace, dar pe cale, de vei păzi cu grijă sfatul meu, oricât ar fi primejdiile tale, te va scăpa din toate bunul Dumnezeu. Amin. După Ana și Maria, sora Bica va lăuda pe Domnul cu o cântare. Dimineața, dă-i slavă și
În bunătatea ta ne asculți a noastră rugăciune și inima ne-o ușurezi de orice amărăciune. Ne-ndrepți privirile mereu spre tine, Sfinte Tată, și prin minuni ne întărești de fiecare dată. Ne-ndrepți privirile mereu spre tine, Sfinte Tată, și prin minuni ne întărești de fiecare dată. Nădejdea tu ne-o împrospătezi când vezi că s-o filește și nicio piedică pe drum spre noi nu te oprește, că bunătatea ta oricând cu mult mai mult întrece căderea în care am fost târâți și starea noastră rece. Că bunătatea ta oricând cu mult mai mult întrece căderea în care am fost târâți și starea noastră rece. Ești pentru vecii nesfârșit izvorul mântuirii și peste noi mereu ți-ntins veșmintele iubirii. În bunătatea ta răspuns cu a harului comoară, nici când tu nu ne-ndepărtezi și nu ne scoți afară. În bunătatea ta răspuns cu a harului comoară, nici când tu nu ne-ndepărtezi și nu ne scoți afară. Amin. Îl invit pe Ionică să vină și să ne dea un îndemn la rugăciune și să mai facem o rugăciune în seara aceasta. Slăvit să fie Domnul! Dăm slavă lui Dumnezeu pentru felul minunat în care până aici Dumnezeu ne-a vorbit, Dumnezeu ne-a cercetat prin cântare, prin poezie și mă bucur pentru că gândul pe care l-am avut în seara aceasta, deja Dumnezeu l-a anticipat și am simțit că Dumnezeu, gândul acesta vrea să-l am în seara aceasta pentru noi, ca Domnul să ne întărească pe fiecare. În Ioan, 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 16, ne spune cuvântul Domnului: și noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoi și își închide inima față de el, cum rămâne el în dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Ori în ceea ce ne osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile. Prea iubiților, dacă nu ne osândește inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu. Și orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui și facem ce este plăcut înaintea Lui. Și porunca Lui este să credem în numele Fiului Său, Iisus Hristos, și să ne iubim unii pe alții, cum ne-a poruncit El. Slăvit să fie Domnul! Amin! Domnul să ne ajute cu adevărat
așa cum Domnul ne-a poruncit să ne iubim unii pe alții. În seara aceasta aș vrea să ne îndemnăm la dragoste, la fapte bune, la unitate, la părtășia dintre noi, ca Dumnezeu să pună și să lege în inimile noastre dragostea Lui care vine din Duhul Său cel Sfânt, slăvit și mărit să fie numele. Suntem binecuvântați de Dumnezeu în aceste vremuri în care trăim. Sigur că dacă stăm și ne uităm în jurul nostru, lumea e nemulțumită, dar, fraților, vă spun sincer și puteți și dumneavoastră să spuneți sincer cum suntem acum de binecuvântați, pământește vorbind, n-am fost niciodată. Bunicii noștri au fost foarte rău, părinții noștri ceva mai rău și noi suntem binecuvântați, avem de toate. Avem sănătate, în primul rând, avem case în care să locuim, avem mâncare ce să cumpărăm. Dacă te duci la magazinele din oraș, și spline oamenii cu cărucioarele de mâncare și se găsește tot de toate. Ceea ce nu au oamenii, nu-L au pe Iisus Hristos și n-au dragostea lui Iisus Hristos. Și asta ne lipsește și nouă, fraților. Dacă avem dragostea lui Iisus Hristos, nu putem sta nepăsători față de cei din jurul nostru. Și Domnul să ne ajute. Citea fratele frățiorul Ștefan despre cei care au făcut lucrurile acestea și au zis: veniți binecuvântații Tatălui de moșteniți împărăția lui Dumnezeu. Dar mai este o categorie de oameni care n-au făcut. Și aveam și eu pregătit textul acela și spune că în Matei 25 cu 42, căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde ei: Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiindu-ți sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el drept răspuns le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnat frații ai mei, mie nu mi l-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică, slăviți să fie Domnul. Pentru cei neprihăniți, pentru cei care au făcut lucrurile acestea, pentru cei care și-au dăruit din ceea ce Dumnezeu i-a binecuvântat, din binecuvântările pe care le-au primit de la Domnul și și-au arătat dragostea față de aproapele lor, slăviți să fie numele Domnului. Dacă țineți minte textul pe care l-am citit din Ioan, spune că: dar cine are bogățiile lumea acestea și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne el în dragostea lui Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba și cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Domnul să ne ajute. Adevărul, de multe ori îi spunem la oameni cu jumătate de gură. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să-L mărturisim și nu știm noi ce roadă. Cuvântul ne spune că va aduce roadă și orice cuvânt care vine de la Dumnezeu nu va rămâne fără rod. Domnul să ne dea putere și îndrăzneala să ne deschidem gura. Aseară veniam cu mașina de undeva și era spre seară. Și am văzut un tânăr care îmi făcea cu mâna și avea o tablă cu zalău și zic să-l iau, să nu-l iau și până la urmă zic hai că le iau și l-am luat și cu așa o teamă cumva am început să discut cu el și am mărturit despre Iisus Hristos. Tânărul acesta era un, zicea el că lucrează la un radio DJ și după aia trebuia să ajungă în Baia Mare la un club, era Sărbătoarea Castanelor. Și i-a mărturisit despre Iisus Hristos, spunea că niciodată n-a auzit lucrurile acestea și s-a bucurat așa de mult și mi-a lăsat numărul de telefon și i-am spus că avem o biserică și în Baia Mare unde poate să meargă, să-L caute pe Dumnezeu și Domnul să fie slăvit, pentru că am avut îndrăzneala să-I mărturisesc pe Iisus Hristos. Nu spun ca și o laudă, o spun ca și o încurajare. Ori de câte ori avem posibilitatea să căutăm prilejul potrivit și să spunem oamenilor despre bunătatea lui Dumnezeu, despre felul în care Dumnezeu a transformat viața noastră și să arătăm și prin faptele noastre, prin trăirea noastră, prin ceea ce facem, că Dumnezeu poate să schimbe și pe El și nu numai cu fapta, dar și cu adevărul și cu fapta care urmează prin ceea ce vom face. Domnul să ne ajute! Cred din toată inima că în seara aceasta Dumnezeu ne-a vorbit, așa cum am spus și prin cântări și prin tot ceea ce a fost în seara aceasta, rămâne decât să ne deschidem inima înaintea Lui, să credem că Dumnezeu vrea în seara aceasta să ne cerceteze, să ne pună pe gânduri și să îi mulțumim lui Dumnezeu. Să știți că noi, eu vorbesc de mine, mă compar și încerc să mă compar cu cei din vest, să mă gândesc că să ajung și eu la nivelul la care sunt ei. Dar să știți că în România sunt mulți mai mulți oameni care o duc mai bine ca și cei din străinătate și din alte țări dezvoltate. Și Domnul să ne ierte dacă am cârtit de multe ori, dacă suntem nemulțumiți, dacă avem anumite nemulțumiri în inima noastră. Și
cum am spus, o ducem bine și vrem să-L slăvim pe Dumnezeu în aceste vremuri de binecuvântare. Nu știm cât va mai ține vremurile acestea în care nu vom fi prigoniți, nu vom fi batjocoriți pentru Iisus Hristos, dar dacă suntem liberi și avem posibilitatea să facem bine, să facem bine oamenilor și să dăm din ceea ce Dumnezeu ne-a binecuvântat celor pe care Dumnezeu ne-i scoate înainte, pe cei pe care Dumnezeu ne-i arată și ne-i face de cunoscut că sunt în nevoie ca să mărturisim Evanghelia și prin fapte, Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Așa, în felul acesta, spune versetul din Ioan, prin aceasta voi cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Domnul să ne ajute să fim din adevăr, într-adevăr, și inimile noastre să fie liniștite. Și atunci, dacă inimile noastre sunt liniștite, mai jos am citit că orice vom cere în numele Lui, El ne va da, slăvit să fie numele Domnului. Ne rugăm pentru seara aceasta ca Dumnezeu să ne umple de dragoste, să facă să crească dragostea noastră. În Tesaloniceni, cuvântul Domnului ne spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 3, cu 12. Domnul să facă să crească tot mai mult, să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții și față de toți, cum și facem și noi înșine pentru voi, slăvit să fie Domnul. Domnul să ne ajute să creștem în dragoste și eu cred că părerea mea și Scriptura ne spune că în felul acesta vom putea crește dacă vom demonstra prin trăirea noastră, prin faptele noastre, dragostea unii față de alții. Domnul să ne ajute. Aș vrea să ne rugăm în privința aceasta. Doamne, pune Tu dragoste între noi. Și vreau să mai citesc încă un verset tot din Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 9. Cât despre dragostea frățească, n-aveți nevoie să vă scriu, căci voi singuri ați fost învățați de Dumnezeu să vă iubiți unii pe alții și iubiți în adevăr pe toți frații care sunt în toată Macedonia, dar vă îndemnăm, fraților, să sporiți tot mai mult în ea. Domnul să ne ajute să creștem în lucrurile acestea, în dragoste unii față de alții. De multe ori am fost îndemnați la dragoste, la unitate, să avem dragoste, dar oare a crescut ceva de luna trecută sau de anul trecut, de când am mai auzit îndemnuri despre dragoste? Să ne verificăm și în seara aceasta să rugăm pe Domnul să facă El, să pună El așa dragoste care vine de la El între noi și să putem crește împreună pentru gloria și pentru slava Lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm și să facem rugăciunea aceasta sincer înaintea Domnului. Doamne, îmi doresc să fiu la dispoziția Ta, să ascult de vocea Ta și să pot să pun la îndemâna Ta toate lucrurile care mi le-ai dăruit. Amin. Tată Ceresc, în numele Lui Iisus Hristos.
Să cântăm o cântare înainte de cuvântul de predică. Ce mare și bun, minunat și slăvit e Iisus, al meu bun păstor. După cântarea aceasta, fratele Dan va vesti cuvântul Domnului. Domnul să-i dea har. Cred că unul dintre cel mai înalt act de închinare înaintea lui Dumnezeu este să mărturisești în fiecare zi purtarea Lui de grijă. Și după cum ați văzut și în seara aceasta și cântarea aceasta, ne-a motivat la o mărturie înaintea lui Dumnezeu. Cum e umblarea noastră în fiecare zi? Care e umblarea noastră în fiecare zi? Și la sfârșitul acestei alergări în fiecare zi a vieții noastre, aducem noi închinare lui Dumnezeu, adică îi mulțumim noi lui Dumnezeu pentru purtarea Lui de grijă, pentru salvarea Lui, pentru ocrotirea Lui.
Dacă nu, aș vrea să te gândești serios la lucrul acesta. Nu lăsa să treacă nici o zi fără să-i mărturisești lui Dumnezeu și să-i mulțumești pentru purtarea lui de grijă. Gloria lui! Vă spun lucrurile acestea pentru că în timp ce vorbea fratele Ionică, mi-am adus de aminte de o întâmplare cu luatul la ocazie. Nu prea iau la ocazie când sunt cu familia. Adică, știți dumneavoastră cum e, deranj, copiii și-au împrăștiat toate jucăriile, toate hainele pe bancheta din față, locurile din față, pe bancheta din spate, locurile din față sunt ocupate și n-ai vrea cumva să te deranjezi în mașină. Numai că uneori Dumnezeu vrea să te învețe ceva. Veneam într-o seară, nu de mult, de la Cluj, într-o vineri seara și pe la ora 9 se întunecaseră afară, începuseră încet, încet să brâzgâie, să plouă așa mărunt și am oprit pe topa să luăm apă. Nu era nimeni la apă, vis-a-vis de apă, de fântână, era un om care stătea la ocazie. Și primul instinct al fiecăruia dintre noi, nu luăm. De ce? Și discut cu soția, de ce? Zice, dacă e un criminal. Zice, dacă e un criminal, asta e, se sfârșește totul și ajungem acasă la Domnul. Și nu ne pare nimic, pentru nimic rău, ce s-a întâmplat aici în viața asta. Și ajungem acasă la Domnul. Dar zic eu, dacă e Domnul și nu l-am luat la ocazie, ce o să zică Domnul? Ce bine că v-ați dus, eu eram la ocazie, nici măcar nu v-ați gândit să opriți, n-ați văzut cum, ce frig e afară, cum a început să plouă, să bată vântul, voi v-ați luat apa și ați plecat mai departe. Și am spus, știi ce, uite, dacă nu-l ia nicio mașină până terminăm noi de umplut bidoanele, îl luăm noi. Așa cu chiu, cu vai, cu o strângere de inimă, l-am luat în mașină. Și după ce l-am luat în mașină, ce ne-am gândit noi? Să-l evanghelizăm pe Domnul. Dacă tot e cu noi în mașină, hai să-i vorbim despre împărăția lui. Și la un moment dat, în timp ce el spunea anumite frământări, știți, fost stricată mașina, făcea naveta de aproape de lângă Zimbor până la Cluj, în fiecare dimineață făcea naveta, familia, copiii erau la școală în Cluj, vă dați seama, se trezesc la ora 5 dimineața, se suie în mașină, să ajungă, spun ei, orele încep în Cluj la 7:30 și trebuie să fie mai repede. Și dă-i cu copiii, familie numeroasă și zice, astăzi când m-am dus după copii să-i aduc de la Cluj, pe topa mi s-a stricat mașina, s-a rupt o curea la motor și gata, zice. Și acum trebuia să mă întorc acasă și am stat la ocazie, nu m-a luat nimeni. Și ne gândeam noi un motiv potrivit, Domnul l-a scos în cale, să-i vestim Evanghelia și am profitat de fiecare minut. Numai că, spre surprinderea noastră, știți ce se întâmplă? Se împlinește cuvântul din Matei. Ce când ați făcut aceste lucruri, celor mai neînsemnați frați ai mei. Nu era un orice fel de om ăsta. Era un frate de al nostru. Și am rămas tare uimit și surprins și am zis, vezi, cum Domnul ne testează în fiecare zi. Și să nu vă surprindă lucrurile acestea, în fiecare zi, fiecare dintre voi sunteți testați într-un mod aparte de către Dumnezeu. Care e scopul testului? Orice lucru care nu-s bune în viața noastră, Dumnezeu vrea să le corecteze. De exemplu, în seara aceasta aș vrea să vorbim despre Habacuc. Continuăm seria. Capitolul 2, din cartea Habacuc. Și aș vrea să citesc din cartea Habacuc, nu o să ne ridicăm în picioare, sunt 20 de versete din capitolul 2, aș vrea să parcurgem împreună cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să citesc Habacuc, capitolul 1, de la capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 20. Pagina în Sfânta Scriptură, 902. Cartea Habacuc este cartea prorocului Habacuc, unul dintre cei 12 mici proroci ai Scripturii, sunt numiți mici pentru că în comparație cu cărțile Isaia, Ieremia, Ezechiel, scrierile lor sunt mai mici și de aceea au fost numiți mici. M-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. Domnul mi-a răspuns și a zis, scrie prorocia
și sapă pe table ca să se poată citi ușor. Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă, căci va veni și se va împlini negreșit. Iată, i s-a îngânfat sufletul. Nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. Ca și cel beat și semeț, cel mândru nu stă liniștit, ci își lărgește gura ca locuința morților. Este năsățios ca moartea, așa că pe toate neamurile vrea să le strângă la el și toate popoarele le trage la el. Nu va fi el de bagiocura tuturor acestora, de râs și de pomină? Se va zice, vai de cel ce adună ce nu este a lui, până când se va împovăra cu datorii? Nu se vor ridica deodată cei ce te-au împrumutat? Nu se vor trezi asupritorii tăi și vei ajunge prada lor? Fiindcă ai jefuit multe neamuri, toată rămășița popoarelor te va jefui, din pricina vărsării sângelui oamenilor, din pricina silniciilor făcute în țară împotriva cetății și împotriva tuturor locuitorilor ei. Vai! De cel ce strânge câștiguri nelegiuite pentru casa lui, ca să-și așeze apoi cuibul într-un loc înalt și să scape din mâna nenorocirii. Rușinea casei tale, ți-ai croit, nimicind o mulțime de popoare, și împotriva ta însuți ai păcătuit. Căci piatra din mijlocul zidului strigă și lemnul care leagă grinda îi răspunde. Vai, de cel ce zidește o cetate cu sânge, care întemeiază o cetate cu nelegiuire, iată, când Domnul oștirilor a hotărât lucrul acesta, popoarele se ostenesc pentru foc și neamurile se trudesc degeaba, căci pământul va fi plin de cunoștința slavei Domnului, ca fundul mării de apele care îl acoperă. Vai de cel ce dă aproape lui său să bea, vai de tine care îi torni băutură spumoasă și lamețești, ca să-i vezi goliciunea. Te vei sătura de rușine în loc de slavă, bea și tu și dezvelește-te. Îți va veni și ție rândul să iei paharul din dreapta Domnului și va veni rușinea peste slava ta. Căci silniciile făcute împotriva Libanului vor cădea asupra ta și pustiirile fiarelor te vor îngrozi. Pentru vărsarea sângelui oamenilor și pentru silniciile făcute în țară, împotriva cetăților și împotriva tuturor locuitorilor ei. La ce ar putea folosi un chip cioplit pe care îl cioplește lucrătorul? De aceea ar putea folosi un chip turnat, care învață pe oameni minciuni, pentru că lucrătorul care l-a făcut să-și pună încrederea în el, pe când el făurește numai niște idoli muți? Vai, de cel ce zice lemnului, scoală-te și unei pietre mutre, trezește-te, poate ea să dea învățătură? Iată că este împodobită cu aur și argint, dar în ea nu este duh, nu este un duh care să o însuflețească. Domnul însă este în templul lui cel sfânt, tot pământul să tacă înaintea lui. Amin. Mulțumim Domnului și pentru cuvântul acesta din capitolul 2 din cartea Habacuc. Este un cuvânt mai greu. Capitolul 1 pare un pic mai ușor. În capitolul 1, dacă ne uităm, vedem că cuvântul acesta care este vorbit este adus la cunoștința lui Dumnezeu de către prorocul Habacuc prin câteva întrebări pe care îi le adresează lui Dumnezeu. Și prima întrebare pe care prorocul Habacuc i-o adresează lui Dumnezeu e: până când, Doamne, voi striga la tine și tu nu îmi vei răspunde? Până când, Doamne, îți voi adresa întrebări și tu vei tăcea? Iar cea de-a doua întrebare pe care prorocul i-o adresează, Habacuc i-o adresează lui Dumnezeu, este: de ce mă lași, Doamne, să văd, sau așa cum este traducerea noastră, versetul 3, pentru ce mă lași să văd nelegiuirea? Pentru ce mă las să văd nelegiuirea? Și cele două întrebări primesc un răspuns din partea lui Dumnezeu. Și de data aceasta Dumnezeu nu se adresează direct prorocului, ci Dumnezeu se adresează întregii națiuni care era acolo. Și întregii națiuni Dumnezeu îi spune: uitați-vă, vedeți ce se întâmplă în jurul vostru, priviți, uimiți-vă și îngroziți-vă, căci în zilele voastre voi face o lucrare pe care n-ați crede-o dacă v-ar povesti-o cineva. Și este interesant să privești din punctul de vedere al lui Dumnezeu, prin ochii lui Dumnezeu, lucrarea aceasta. Și de multe ori privim cu ochii aceștia lumești, la fel ca prorocul, și nu-ți vine să crezi ce se întâmplă. Prorocul nu poate să creadă că Dumnezeu va ridica împotriva poporului său sfânt, împotriva națiunii sale alese,
un popor păgân. Și Dumnezeu a hotărât să distrugă națiunea aceasta printr-un popor păgân. Și prorocul se întreabă și spune, nu-i posibil așa ceva, nu pot să cred așa ceva, că tu Dumnezeul Sfânt, tu Dumnezeul care ți-a ales un popor, ai hotărât lucrul ăsta, să nimicești întreaga națiune, să o nimicești printr-un popor păgân. Și din nou prorocul ia povara aceasta asupra lui și merge înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, nu pot să cred că faci lucrul acesta. Nu pot să cred că ai hotărât nimicirea acestei națiuni. Eu avusem în vedere un alt plan pe care tu să-l fii înfăptuit. Eu avusem în vedere tu să mai trimiți proroci, Doamne, care să strige în piețe, în templu, ca noi să ne pocăim înaintea ta. Doamne, noi am sperat că o să ne mai trimiți mesaje pe telefonul mobil, care o să ne îndemne la rugăciune, la post, să zidim altare în casa noastră. Și tu ai hotărât nimicire? Doamne, nu pot să cred. Și capitolul 2 începe cu atitudinea prorocului, care se urcă în turn, în locul de strajă. Și expresia care o folosește autorul, Duhul, care scrie, zice, pe turn, s-a urcat pe turn deasupra, să vadă dacă cu adevărat Dumnezeu va împlini ceea ce El a spus. Și în seara aceasta aș vrea să vă vorbesc despre pașii vieții de credință a fiecăruia dintre noi. Pentru că prorocul și Duhul care îl insuflă pe proroc să scrie această carte vrea să ne transmită în seara aceasta niște pași pe care fiecare dintre noi trebuie să-i avem în viața noastră. Odată ce ai ajuns și te-ai întors din viața rea pe care ai avut-o, te-ai întors și te-ai pocăit înaintea lui Dumnezeu și ai acceptat voia lui Dumnezeu, ai devenit rob al lui Dumnezeu, viața ta trebuie să fie schimbată. Și trebuie să umbli în viața aceasta pe urmele unor pași. Și am numit pașii vieții de credință a fiecăruia dintre noi. Cuvântul lui Dumnezeu spune că noi, în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 7, spune că noi umblăm prin credință. Și de aceea pașii aceștia sunt pași de credință. Pași de viață de credință. Oare ce înseamnă pas? V-ați gândit? Ce înseamnă pas? Folosim de multe ori expresii din viața noastră de zi cu zi. Și m-am gândit că pas de credință ar însemna o decizie, un lucru pe care eu îl fac, o atitudine a mea, ceea ce eu fac, poate uneori o povară a mea, o frământare a mea. Pas de credință. Știți care a fost primul pas de credință a acestui om? O povară. Și am numit să existe în inima ta o preocupare, o povară pentru sfințenia și trăirea poporului lui Dumnezeu. Și omul acesta a demonstrat că în viața lui există o preocupare. Știți care a fost preocuparea lui? Doamne, cum se poate întâmpla ca poporul care tu l-ai numit și i-ai cerut să fie sfânt să vârșește înaintea ta nelegiuire? Poporul care ar fi trebuit să fie curat, Doamne, nu mai are putere. Poporul care ar fi trebuit să aducă pacea în lumea întreagă, Doamne, el însuși nu mai are pace. Și dacă o să citiți versetul 3, versetul 4 și următoarele din primul capitol, o să vedeți lucrul acesta, că omul acesta a fost atât de preocupat în inima lui, a început să coboare ceea ce era în inima lui Dumnezeu, povara care era în inima lui Dumnezeu. Și omul acesta a zis, primul meu pas în viața aceasta, trebuie să existe o povară. Există astăzi poveri în viața noastră care privesc acest domeniu, sfințirea și trăirea poporului Dumnezeu? Suntem noi preocupați sau sunt eu preocupat astăzi? Cât de mult sunt eu preocupat? Nu mă duc la familia mare, mă duc la familia restrânsă, pentru că în primul rând eu sunt chemat să fiu preot în casa mea. Cât de mult sunt preocupat eu de umblarea în credință, de pașii credinței familiei mele, a soției mele, a copiilor mei. Cât de mult sunt eu preocupat, să nu mai spun pașii de credință a vieții mele. Sigur, am putea spune că acolo suntem preocupați, dar a copiilor mei, a familiei mele, a soției mele, sunt eu preocupat? Este povara aceasta cu privire la sfințenia lor? Vă aduceți aminte de Iov? Ce făcea Iov în fiecare zi? Cum Iov venea și aducea o jertfă înaintea lui Dumnezeu și spunea, poate
Poate fiica mea a întristat fața lui Dumnezeu. Poate fiul meu a întristat fața lui Dumnezeu. Poate în umblarea lor au întristat pe Dumnezeu fără să vrea. Doamne, te rog, iartă-i. Doamne, te rog, curățește-i. Doamne, te rog, spală-i, Doamne. Și ajută să se înfățișeze înaintea Ta drept și curați. Există povara aceasta în viața mea? În viața acestui om, și primul capitol vorbește despre povara acestui om. Și Duhul lui Dumnezeu ne spune că și noi trebuie să purtăm aceeași povară. Îmi pasă mie de biserica Harul? Îmi pasă mie de bisericile noastre? Îmi pasă mie de credința fraților? Îmi pasă mie de frații care lipsesc? Înainte să venim la biserică, e bine să ai un ajutor potrivit. Și foarte bun. Și slăvesc pe Domnul pentru toate ajutoarele potrivite care sunt în biserica aceasta. Și ce mi-a spus adevărul ajutorul potrivit? A spus, Dan, ia trimite și la X și la Y un mesaj. Să nu cumva să lipsească în seara aceasta de la biserică. Să nu cumva să lipsească de la biserică. Ești tu preocupat de cei ce lipsesc din casa lui Dumnezeu? Te frământă lucrul acesta? Te frământă de modul în care lucrarea bisericii înaintează? Te frământă modul în care ești chemat tu să slujești? De modul în care ești chemat tu să-L mărturisești pe Hristos? Uneori când citesc în cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu îmi vorbește, mă cutremur așa și zic, Doamne, n-am făcut lucrul acela. Iartă-mă, te rog, Doamne. Iartă-mă și ajută-mă câți ani mi-ai dat pe pământul acesta să împlinesc tot ceea ce Tu vrei să împlinesc. Ajută-mă, Doamne! Ți este deschisă urechea la Duhul lui Dumnezeu? A fost o perioadă în care așa s-a întâmplat. N-am mai auzit vocea Duhului. A fost o perioadă. Și tare m-am frământat și am zis, Doamne, ce se întâmplă că n-aud vocea Duhului? Așa din nou să aud vocea Duhului. Vorbește și țin minte, eram într-o duminică seara și eram aici și m-am rugat și am zis, Doamne, în seara aceasta eu nu vreau să plec de aici din biserică până n-aud vocea Duhului din nou. Fă ce trebuie să faci, vreau să aud vocea Duhului din nou. Și cum m-am pus pe genunchi și m-am rugat? Am auzit vocea Domnului și îmi spunea, smerește-te, smerește-te. Smerește-te. Dar știți că eu vreau să aud altfel vocea. Să-mi spună altceva. Nu smerește-te. Și m-am tulburat așa în mine și am zis, Doamne, dar numai atât ai să-mi spui? Smerește-te. Am crezut că vrei să-mi spui altceva. O, mi-a fost dor de tine. Am fost prea ocupat. Acum vin să te văd. O, ce mă bucur că ești în biserică, ai venit la închinare. Și am fost așa de răvășit și am zis, Doamne, dar... Primul lucru, mai atât ai avut să mi-l spui, smerește-te. Eu am crezut că o să-mi spui altceva, Doamne. O să-mi spui că în seara asta o să faci minuni în biserică. Că o să-mi spui în seara aceasta că o să te atingi de cei bolnavi. Că o să-mi spui că în seara aceasta ai ascultat cauza mea. Și tu numai atât ai să-mi spui, Doamne, să mă smeresc. Și așa m-am supărat. Vă spun sincer, m-am supărat. M-am pocăit după aceea înaintea Domnului și am zis, Doamne, mă pocăiesc de supărarea mea. Nu a fost bună. Și m-am rugat de iarăși și am zis, Doamne, ca și prorocul Habacuc. Acum accept că Tu mi-ai vorbit și ai zis să mă smeresc. Și mă smeresc, Doamne, dacă Tu vrei să mă smeresc, mă smeresc și pace bună. Pui, te pune în pace, Doamne. Și în timp ce mă rugam din nou și ziceam, Doamne, ai milă din nou de mine, Doamne, ajută-mă să mă smeresc, ajută-mă să văd, dacă nu-i bine ceva cu mine, ajută-mă să văd. Și Domnul vorbește, niciodată n-am auzit expresia aceasta folosită din gura Domnului. Și îmi spune următorul lucru. Fii serios. Și dacă m-am supărat prima dată, acum m-am supărat mai rău. Și am zis, Doamne, dar eu încerc să fiu serios în fiecare zi. Ce vrei Tu să-mi spui, Doamne, fii serios? Doamne, dar nu serios, eu uite, mă smeresc, am acceptat varianta care mi-ai spus-o, că trebuie să mă smeresc, Doamne. Trebuie să fiu pe placul Tău și în fiecare zi trebuie să mă smeresc mai mult, să mă smeresc mai mult, să mă smeresc mai mult. Și tot îmi repetam în minte și spunea versetul acela, că Domnul dă celor smeriți ce? Har! Și numai atâta repetam în minte și zicea, vrei har? No, smerește-te. Dar am uitat un lucru, fraților. Că știți cine stă împotriva celor mândri? Domnul.
Știți de ce Domnul ne spune mereu să ne smerim? Pentru că nu vrea să stea împotriva noastră. Pentru că vrea să fie lângă noi în problemele noastre. Pentru că în frământările noastre El vrea să ne ia de mână, să ne ajute. Și m-am dus acasă. Nu i-am spus nimic soției mele, e prima dată când aude. Și m-am dus acasă și seara am fost așa de tulburat și am zis: Doamne, dacă Tu ai spus să mă smeresc, eu mă smeresc. Dacă Tu ai spus să fiu serios, eu vreau să fiu serios cu lucrurile acestea. Dar arată-mi cum. E greu. Îmi spui să mă smeresc, dar nu știu cum. Și Domnul mi-a arătat din Scriptură și a spus: uită-te la doi oameni. Primul, Moise. Uită-te cum s-a smerit Moise. Și al doilea, dacă crezi că la Moise a fost greu să se smerească așa, uită-te cum s-a smerit Domnul Iisus. Și m-am uitat la cele doi oameni din Scriptură și am zis: Doamne, ai milă de mine, că mă ia mult până acolo. În seara aceasta, dacă n-ai o povară, dacă povara ta în inimă nu-i smerenia, dacă povara ta nu-i smerenia înaintea Domnului, pocăința, dacă povara ta nu-i sfințenia în viața ta, aș vrea să spun că trebuie de grabă să intri în rugăciune. Să te rogi: Doamne, ai milă de mine, Doamne. Să știți că dacă nu ne rezolvăm problemele acestea, eu nu cred că vom ajunge să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. N-ai cum. Ești vrăjmaș cu Dumnezeu. Cei mândri, și Scriptura o să vedeți mai încolo, pasajul acesta din cartea Habacuc vorbește și pune în contrast doi oameni. Unul mândru și unul smerit, neprihănit. Și dacă există în inima ta această preocupare pentru poporul lui Dumnezeu, aș vrea să spun că trebuie să mai faci un pas. Și pasul acesta este că trebuie să existe în viața ta un loc de strajă. Ai un loc de strajă? Eu până n-am citit aici și n-am știut că trebuie să existe în viața mea un loc de strajă. Ai știut? Haideți să vedem unde scrie lucrul acesta. 1 Corinteni, dar înainte să vă spun unde scrie, aș vrea să ne uităm la 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 1. 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 1. Cuvântul lui Dumnezeu spune: urmăriți dragostea, umblați și după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Și aș vrea să vă spun că cuvântul lui Dumnezeu vorbește în Ieremia despre un loc de strajă. Un loc de strajă pe care fiecare dintre noi ar trebui să-l aibă. Un loc în care fiecare dintre noi suntem chemați să stăm de vorbă cu Domnul. Cuvântul lui Dumnezeu aici spune: m-am dus la locul meu de strajă. Să fi fost oare doar pentru că este proroc să fi avut un loc de strajă? Domnul Iisus spune în Matei capitolul 6, și aș vrea să citim lucrul acesta în Matei capitolul 6. Matei capitolul 6, versetul 5. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, intră în odăița ta, încuie-ți ușa și roagă-te Tatălui tău care este nascuns, și Tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Fiecare dintre noi suntem chemați să avem un loc de strajă. Știți de ce? Pentru că străjerul este o santinelă profetică. Străjerul este acela prin care Dumnezeu transmite mesajul său poporului său. Atunci când tu vrei să ai un mesaj din partea lui Dumnezeu, și ar trebui să ai un mesaj din partea lui Dumnezeu, ești chemat să fii un străjer. Nu un străjer din acela care participă doar la întâlniri, ci ești chemat să fii un străjer activ. Spune cuvântul lui Dumnezeu că, vă aduceți de aminte de Daniel, nu? Daniel capitolul 6,
când s-a rostit acea lege, ca nimeni să nu se mai roage, vă aduceți de aminte că Daniel, ce-a făcut? Daniel, capitolul 6, versetul 10. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Dar unde arătau ferestrele lui? Spre Ierusalim, am spune noi. Dar ferestrele lui erau deschise în așa fel încât să aștepte și să vadă din partea lui Dumnezeu un răspuns. De aceea v-am spus și am citit în 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 1. Căutați toți, urmăriți lucrurile acestea. Suntem chemați să existe în locul, în viața noastră, un loc de strajă. Există în familiile noastre locuri de strajă? Adică suntem noi preocupați de sănătatea spirituală, de sănătatea fizică a familiei? Fiecare dintre noi suntem preocupați să nu mâncăm aia, să avem grijă ce bem, dar de sănătatea spirituală a copiilor noștri. La ce se uită ei? Ce fac atunci când nu-i vedem noi? Suntem noi preocupați? Suntem noi acei străjeri atenți care urmăresc viața, ceea ce se întâmplă în familie, viața familiei? Dacă ești preocupat și există lucrurile acestea în viața familiei tale, aș vrea să spun că străjerul acesta, când merge înaintea lui Dumnezeu și așteaptă răspuns înaintea lui Dumnezeu, și când merge înaintea lui Dumnezeu, el așteaptă răspuns din partea lui Dumnezeu. Un alt pas care trebuie să existe în viața noastră este pasul în care noi ne luăm timp să așteptăm. Trăim vremuri care curg cu o viteză uimitoare. Trăim vremuri în care eu mă minunesc de faptul cât de repede au crescut copiii mei. Nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred că mai este puțină vreme și într-o zi îmi vor spune: tati, vreau să mă duc la facultate. Și nu le place să fie aproape de tine. O să spună: cine știe unde vreau să meargă? Ce mă fac atunci? Dar ce mă fac acum? Îmi iau eu timp când stau în prezența lui Dumnezeu să-i spun lui Dumnezeu lucrurile acestea și să aștept din partea lui Dumnezeu un răspuns? Îți iei tu timp? Dacă citiți cartea Habacuc, veți vedea că prorocul s-a dus înaintea lui Dumnezeu cu cauza lui și a spus: Doamne, Tu nu poți să ridici babilonienii, Doamne. Dacă babilonienii vor veni, ei vor nimici tot, Doamne. Și s-a dus cu cauza aceasta, el străjer, la locul lui de strajă și aștepta un răspuns din partea lui Dumnezeu. Nu știu cât timp a trecut. Nu știu cât o trebuie să aștepte. Dar într-o zi răspunsul lui a venit. Dar cum credeți că s-a dus? Cu o inimă bucuroasă? Cu o inimă fericită? Dacă vă uitați atent din răspunsul pe care el îl aduce și îl lasă înaintea lui Dumnezeu, veți constata că el, spre surprinderea lui, așteaptă să fie mustrat de Dumnezeu. Și când el vine și spune: Doamne, dar tu chiar babilonienii ți-ai găsit să-i aduci? El se așteaptă să fie mustrat și Dumnezeu să-l corecteze pe Habacuc și să-i spună: Habacuc, n-ai credință în mine că ceea ce eu lucrez poate să fie spre binele poporului? Însă este interesant că Dumnezeu îi răspunde provocării lui. Nu-l mustră. Dacă citim în cuvântul lui Dumnezeu, vedem cum Dumnezeu răspunde cererii lui. Dumnezeu nu îl critică. Dar au fost alte situații când Dumnezeu a criticat pe cel ce a venit înaintea lui. Ca și în cazul lui Daniel, cu pocăință și smerenie, Dumnezeu răspunde lui Daniel la rugăciunea lui din capitolul 9. Și de data aceasta, Dumnezeu răspunde lui Habacuc și îi spune: iată, zice, este o prorocie, este o descoperire, vremea este hotărâtă, se apropie, nu va minți, dacă zăbovește, așteaptă-o. Suntem chemați astăzi să avem răbdare, să așteptăm răspunsul din partea lui Dumnezeu.
Ce se apropie nu va minți, zăbovește, așteaptă, zice, căci ea se va împlini negreșit. Negreșit se va împlini. M-am uitat la oamenii lui Dumnezeu care au așteptat. Și dacă deschideți împreună cu mine în Exod capitolul 33, veți vedea un om care a așteptat. Exod capitolul 33, versetul 17. Domnul a zis lui Moise, voi face și ceea ce îmi cere acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Moise a zis, arată-mi slava ta. Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Domnul a zis, fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Domnul a zis, iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi. Dar fața nu se poate vedea. Dumnezeu îi spune lui Moise, ai cerut un lucru să fac, vrei să mă vezi. Însă vreau să spun că ceea ce eu vreau să-ți ofer ție, nu se poate vedea pe deplin. Ce astăzi vei putea să vezi doar o parte din mine. Și la fel ca lui Moise, lui Ilie vorbește Domnul în Cartea Împăraților, în 1 Împărați, capitolul 19, când Domnul îi spune lui Ilie, Ilie vrea să vadă slava Domnului, pe Domnul, și în capitolul 19, când fuge dinaintea Izabelei și se ascunde într-o peșteră, Domnul îl cheamă în versetul 9 și îi spune, ce faci tu, Ilie, aici? El a răspuns, am fost prins de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul tău, au sfârmat altarele tale, au ucis cu sabia pe prorocii tăi, am rămas numai eu singur și caută să-mi ia viața. Domnul i-a zis, ieși și stai pe munte înaintea Domnului. Și la cuvântul acesta Ilie ar fi trebuit să iasă afară. Dar ascultați mai departe. Și iată că Domnul a trecut pe lângă peșteră. Și înaintea Domnului a trecut un vânt tare și puternic, care despica munții și sfârma stâncile. Domnul nu era în vântul acela. Și după vânt a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era în cutremurul de pământ. Și după cutremurul de pământ a venit un foc. Domnul nu era în focul acela. Și după foc a venit un susur blând și subțire. Când l-a auzit Ilie și a acoperit fața cu mantaua, a ieșit și a stat la gura peșterii. Ilie a avut răbdare până când Dumnezeu i-a poruncit să iasă afară, până când a simțit că acum e momentul în care eu trebuie să ies afară. Și dacă ar trebui să vă mai vorbesc, cel mai răbdător dintre toți este însuși Dumnezeu. Și El se dă pe sine exemplu. Și în Galateni capitolul 4 citim lucrul acesta. Galateni capitolul 4, versetul 4. Când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Cel mai bun exemplu, cel mai răbdător dintre toți, însuși Dumnezeu, care a așteptat până la împlinirea vremii, moment în care Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lumea aceasta pentru noi. Răspunsul care vine în urma răbdării pe care prorocul o are se adresează la două categorii de oameni. Îmi spune nouă oare de ce e important la două categorii. Și dacă vă uitați, versetul 4 vorbește tocmai despre acest lucru. Sunt două categorii de oameni, cel mândru și cel smerit. Răspunsul lui Dumnezeu aduce cu el, îmi spune noi, două lucruri. 1. Har pentru viața ta. Și 2. Judecată pentru viața ta. Tot în Galateni, capitolul 6, versetul 7, și s-a mai amintit, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu vă înșelați singuri. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Și Domnul spune,
Sunt două categorii de oameni și mă uit spre două categorii de oameni astăzi în popor. Spre unii care sunt mândri și spre unii care sunt smeriți. Că despre cei mândri nu vor putea rezista în fața vremurilor care vor veni. Dar spre cei smeriți, spune cuvântul lui Dumnezeu, cel neprihănit va trăi prin credința lui. Dacă vă uitați, sunt 5 tipuri de vai în capitolul 2. Vai de cel ce adună ce nu este al lui și ceea ce seceră el este jefuire. Versetul 9. Vai de cel ce strigă câștiguri nelegiuite pentru casa lui, ce seceră el? Demolare. Vai de cel ce zidește o cetate cu sânge, care întemeiază o cetate cu nelegiuire. Ce seceră el? Demoralizare. Vai de cel ce dă aproape lui său să bea, vai de tine care ton băutură spumoasă și lamețești ca să vezi goliciunea, ce seceră el este defăimare. Și ultimul vai asupra căruia aș vrea să rămân este vai de cel ce zice lemnului, scoală-te și unei pietre multe, trezește-te. Ce seceră el este mânia lui Dumnezeu. Pentru că de data aceasta asupra lucrului pe care vrea Duhul Sfânt să-l transmită este închinarea înaintea unui idol. Și ultimul lucru de care Dumnezeu se leagă atunci când anunță judecata sa este pentru cei ce se închină înaintea idolilor. Și dacă o să citiți în cuvântul lui Dumnezeu despre idolatrie în Efeseni capitolul 5, versetul 5, veți vedea că ultimul lucru care este amintit acolo este lăcomia. Și Domnul vrea să avertizeze că toți aceia care sunt lacomi, în vremurile care vin, nu vor putea sta în picioare. M-am gândit care ar fi pasul pe care ar trebui să-l fac mai departe. Există o povară în viața mea? Există un loc de strajă în viața mea? Există o așteptare după cuvântul lui Dumnezeu? Și ar mai trebui să existe un pas. Și m-am gândit la pasul umblării, pasul credincioșiei mele, lupta vieții mele. În Evrei, capitolul 11, cuvântul lui Dumnezeu vorbește în versetul 13, vorbind despre toți aceia care au fost înaintea noastră. Spune un verset interesant. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite. Toți au murit, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite. Dar cu ce au rămas? V-ați gândit? Zice, au murit toți, dar n-au căpătat ce le fusese făgăduit. Cu credincioșia lor au rămas. Au fost credincioși până la capăt. Și dacă citiți Evrei, capitolul 11, veți vedea toți cum au suferit, cum au fost uciși, cum lumea n-a fost vrednică de ei. Și dacă ne uităm la capitolul acesta 2, vedem o soartă finală pe care Dumnezeu o aduce asupra întregii națiuni. Dar Dumnezeu o aduce aceea soartă și asupra babilonienilor. Pentru că ei s-au înălțat mai presus de toate lucrurile. Ei s-au considerat la stăpâni suverani. Și capitolul 1 vorbește despre atitudinea arogantă pe care ei o au și despre modul în care și-au permis să-și bată joc de toată lumea. Și Dumnezeu va aduce la judecată toate lucrurile acestea. Și în capitolul 2, viziunea aceasta, soarta aceasta finală a fiecăruia, este dată de cele două atitudini ale noastre. Sau în ce categorie sunt eu? Sunt eu în versetul 4, îngânfat cu sufletul îngânfat? Sau, spune cuvântul, cel neprihănit va trăi prin credința lui? Adică prin credincioșia lui, prin seriozitatea cu care el a tratat fiecare decizie a vieții lui. Și capitolul 11,
încheie. Dumnezeu avea ceva mai bun pentru noi. Și capitolul 12 începe în felul următor. Și noi, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Este pasul credincioșiei mele, dar este un pas al alergării cu stăruință, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și ce trebuie să fac când alerg? Spune să mă uit țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Pasul credincioșiei mele, ce toți aceștia au murit, dar au avut ceva în vedere. Spune și versetul 2 din capitolul 2, arată ceva ce a avut Iisus în vedere. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria e pusă înainte. V-ați gândit vreodată care a fost bucuria pusă înainte? Zice, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și ca și final, șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Și am zis, cei doi pași ai credincioșiei mele trebuie să includă cele două lucruri. Bucuria, care mi este pusă înainte astăzi, și răsplătirea. Și dacă vreau să am o viață de credincioșie înaintea lui Dumnezeu, sunt două lucruri care trebuie să le am în viața mea. Bucuria pusă înainte, prezentă, factorul care mă motivează în această alergare și imaginea aceasta escatologică, a viitorului, a ceea ce se va sfârși. Că într-o zi voi ajunge împreună cu Hristos să stau și eu pe scaunul său de domnie. Dar care a fost bucuria care a fost pusă înainte? Pentru că acea bucurie vreau să o am și eu astăzi. În mijlocul încercărilor, în mijlocul suferinței, vreau și eu să am acea răbdare. Și vreau să mă bucur și eu de lucrurile acelea pe care Dumnezeu vrea să mi le dea. Și imaginea pe care vreau să o am. Și dacă vă uitați la Isaia, capitolul 53, El care a suferit toate lucrurile acelea pentru mine. Și dacă vă uitați la lucrurile acelea, rămâne un singur lucru, ca și o concluzie a lor. Chipul lui Hristos lucrat în mine prin Duhul Sfânt. Aceasta este bucuria mea zilnică, care mă ține în picioare, în fața tuturor încercărilor, prigoanelor, suferințelor care vin, în fața tuturor testelor, este chipul lui Hristos pe care Duhul Sfânt lucrează în mine. Și pentru aceasta, fiecare dintre noi putem păși cu credință în viața aceasta, că într-o zi, în finalul vieții noastre, chipul lui Hristos va lumina adevărata viață din viața noastră, în viața noastră. Așa că ne uităm la capitolul acesta al doi din cartea Habacuc. Vedem că cel neprihănit, vârful acestui capitol, cel neprihănit va trăi prin credincioșia lui. Și la credincioșia aceasta suntem chemați fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi suntem chemați să dăm dovadă în vremurile care vin de credincioșie. Și credincioșia începe de la povară, de la altar, de la atitudine, de la așteptare și de la credincioșie până la capăt înaintea Domnului. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare, citim trei versete, să ne rugăm pentru cauzele din seara aceasta. Iacov, capitolul 5, versetul 16, 17 și 18. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus acelora slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Amin.
Ilie a avut acelea slăbiciuni. Ilie n-a avut timp, cum nici tu n-ai timp să te rogi de multe ori. Ilie n-a avut chef, cum nici tu, nici eu n-avem de multe ori chef să ne rugăm. Acum ai chef să ne mai rugăm pentru bolnavi? De multe ori mulți căscăm la finalul bisericii. Ilie a avut aceea slăbiciune. Nu avea chef să se roage. Ilie era singur. În stăruința lui era împotriva unei națiuni întregi. Și s-a rugat cu stăruință. Ilie avea gânduri. De multe ori stăm și ne rugăm și după 5 minute ne dăm seama că am vorbit fără să ne gândim ceea ce ne rugăm. Și le trântim toate jos și zice, n-am chef, nu pot, nu mă mai rog. Ilie a fost la fel. Și ce a zis? Mă duc înainte. M-am rugat degeaba 5 minute, mă mai rog 5 minute cu folos. Ilie a avut acelea slăbiciuni pe care le ai și tu când te rogi. Ilie a fost somn, Ilie a fost singur, Ilie n-a avut chef și n-a avut timp. Dar el s-a rugat cu stăruință. A văzut că are aceste slăbiciuni și a zis, Doamne, ce să fac? Mă duc înainte. Am vestit o prorocie că 3 ani și 6 luni nu va fi ploaie numai la cuvântul meu. Ce șansă am? Să mă rog în continuare. Haideți să facem și noi în continuare pentru cauzele acestea. Să ne rugăm pentru familia mea. Este o cauză care este greu încercată. Aș dori ca Domnul să-mi vorbească. Am nevoie de lumină în viața mea și de pace. Rog adunarea să mă susțină în rugăciune pentru mântuirea băiatului meu Raul și a fratelui meu Ioan. Slăvit să fie Domnul Dumnezeu, că cel a lucrat și știu că va lucra cu putere și cu mai departe. Fratele Grăjdan Marinel. Vă rog să vă rugați pentru Adrian ca Dumnezeu să-i dea eliberare, vindecare, mântuire sufletească. Eu știu că Domnul poate. Amin. Mai este un anunț, cei care sunt, care se întâlneau vineri la frații Gabori, întâlnirea va fi joi de la ora 19, se va muta. Săptămâna viitoare, duminică dimineață, avem o strângere de ajutoare pentru cei care au fost afectați de vânt. Acestea sunt și anunțurile care sunt făcute. Pentru cauzele acestea și pentru cei care au cauze, haideți să ridicăm mâna. Ne rugăm cu stăruință și cu înflăcărare pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea stăruitoare. Amin. Haideți să ne rugăm. Thank you.
Rugăciunile noastre în ciuda slăbiciunilor pe care le avem toți la fel ca și Ilie. Mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că planul Tău este de viață, de mântuire, de binecuvântare, de umplere cu Duhul Sfânt și de luminare din cuvântul Tău și din puterea Ta. Te rog, fii cu fiecare familie săptămâna aceasta, dă-ne putere să fim oameni care să trăim lângă Tine, ajută fiecare membru din biserica noastră săptămâna aceasta să crească în cunoașterea Ta, să umblăm în frică și în cutremur de Tine, Doamne Dumnezeule, să fim plăcuți în fața oamenilor și Tată Ceresc, prin trăirea noastră oamenii să Te laude și să Te binecuvinteze în vremea cercetării. Lasă Tu binecuvântarea Ta peste noi. Ai milă de fiecare familie. Ai milă de cei care strigă pentru cei nemântuiți din casa lor. Adu vremea mântuirii, adu vremea vindecării, adu vremea eliberării și lasă, Tată Ceresc, Duhul Tău cel Sfânt și puterea Ta peste noi. Despărțiți de Tine nu putem face nimic. De aceea fii cu noi în săptămâna aceasta, întărește-ne, binecuvintează-ne și ocrotește-ne, Tată Ceresc, și dă-ne putere să fim lumină. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Anunțurile care au fost, mai spun o dată, săptămâna viitoare, duminică dimineață, va fi o strângere de ajutoare pentru frații care au fost afectați de vânt și întâlnirea de vineri de la frații Gabor se mută joi de la ora 19. Domnul să vă binecuvinteze, adunarea este liberă. Amin.